Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În martie, fecioarele se vor lupta cu capricile lor proprii. Ți se poate părea că toată lumea s-a ridicat împotriva ta. Amintește-ți că, dacă ceva nu funcționează, atunci aceasta ar trebui să fie motivația pentru tine în primul rând. Relațiile romantice vor aduce bucurie dacă fecioarele devin mai deschise și mai prietenoase. Dragoste. Fecioarele fac o treabă excelentă cu gospodăria, viața și creșterea copiilor. Partenerul îți respectă decizia și este gata să lucreze cu tine ca și cu o echipă. Doar tu vei fi vinovată a certurilor, expunând suspiciunii orice acțiuni ale sale. Încearcă să nu stârnești conflicte din senin. Stai calmă dacă ceva nu merge conform scenariului tău. La mijlocul lunii martie vor veni vești neașteptate care vor obliga rudele să te viziteze. Fecioarele singure vor putea întâlni o persoană interesantă și influentă. Este posibilă și o poveste de dragoste la birou, care se poate dezvolta într-o uniune de durată. Nu ar trebui să fii confuză de probabilele zvonuri și bârfe. Ai încredere doar în sentimentele tale și urmărește comportamentul partenerului tău. Nu te grăbi să accelerezi lucrurile, lasă totul să meargă fără probleme. În luna martie, vei găsi multe seri pline de suflet care vor fi amintite multă vreme. Sănătatea. În martie, fecioarele trebuie să-și monitorizeze starea sistemului musculoscheletic. Ești predispusă la rănire. Acest lucru este valabil mai ales pentru fanii sporturilor extreme. Acum este bine să renunți la sporturile periculoase și la conducerea cu mare viteză. Oamenii care lucrează la înălțime trebuie, de asemenea, să fie mai atenți decât de obicei. Bolile cronice ale articulațiilor se pot agrava și ele. Vizitează un medic și fă-ți testarea, mai ales dacă exacerbările se repetă frecvent. Începând de la jumătatea lunii, riscul de dezvoltare a unei boli infecțioase crește. Ai grijă în aglomerație, folosește echipamente de protecție și nu neglija tratamentul. Tratează copiii în mod responsabil, pentru că pot prelua orice infecție. Martie este bună pentru noile începuturi și schimbarea imaginii. Vizitează un stilist, un dentist, mergi la un spa. Orice schimbare a aspectului îți va aduce beneficii și îți va ridica starea de spirit. Banii. La locul de muncă sunt posibile ciocniri și neînțelegeri. Este posibilă o situație neplăcută, care va ajunge la autorități. Fii disciplinată și nu întârzia la muncă. Ești urmărită cu încăpățânare, iar unii doar așteaptă să te împiedici. Nu este nevoie să contezi încă pe un bonus sau vacanță. Acum ți se va cere să rezolvi rapid problemele. Poți apela la un prieten bun pentru ajutor. Situația financiară va fi calmă. În această chestiune, ești mereu disciplinată, ceea ce este o veste bună. Ar trebui să te ferești de furturi în a doua decadă a lunii. Nu purta obiecte de valoare la vedere și păstrează-ți economiile în bancă. Dacă dorești să-ți crești fondurile, atunci consultă-te cu oamenii cunoscători. Evită banii câștigați ușor, deoarece sunt înșelători. Fecioarele șomere își vor putea găsi un loc de muncă part-time pe placul lor, ceea ce le va da un minim de timp. Mai târziu vei realiza că vrei să-ți extinzi capacitățile. În timpul liber, studiază cărți utile și participă la cursuri. Soarta te va duce la persoana care te va ajuta cu munca. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!